privea în tăcere prin geam. Trenul fugea undeva departe. Și cu el fugeau și gândurile ei. Uneori zâmbea, apoi își mușca buzele, de parcă nu găsea încă un răspuns. Știa că urăsc tăcerea, dar mai mult decât liniștea ei nu găsea. Ea căuta cuvinte potrivite. La un moment dat, se întoarse spre mine, făcând un gest fericit. Vezi, Greg, până și fluturii au rostul lor pe pământ. O fi având. Și care crezi că este?